succes românesc la Festivalul de Film de la Locarno. Premiul pentru cel mai bun regizor i-a revenit lui Adrian Sitaru, iar cel mai bun actor a fost desemnat Bogdan Dumitrache. Amândoi au triumfat pe scena festivalului italian cu pelicula Dragoste cu cele mai bune intenții. El premio per la miglior regia va a Adrian Sitaru per Best Intentions. Signore e signori, Adrian Sitaru. La primirea premiului pentru cel mai bun regizor al festivalului de la Locarno, Adrian Sitaru nu și-a ascuns emoțiile. I've been 4 years ago on this stage when I had when I won Pardino d'Oro for my short film Waves and I promised to come back for a bigger one, so here I am. It's bigger. Al doilea succes românesc a venit tot cu filmul Dragoste cu cele mai bune intenții. Actorul Bogdan Dumitrache a luat trofeul pentru cel mai bun rol masculin. I would like to say thank you to all my colleagues, the actors from the movie, which often perform behind the camera to give me their support. Filmul pentru care cei doi români au fost premiați e povestea unui tânăr de 30 de ani, Alex, a cărui viață e bulversată când mama sa suferă un atac cerebral și e spitalizată. Și o țineți pe mama cu super perfuziile alea, așa, ca să văd eu ce drăguț sunteți. Dar ce credeți, că sunt prost? Alex, exagerez, Alex. Prestația românească la festivalul de la Locarno nu a fost trecută cu vederea nici de presa străină. Trei filme români în coproducție. En compétition. Cette année, décidément, la Roumanie est un pays émergent dans le cinéma. În competiția festivalului de la Locarno au mai participat filmul Crulic, Drumul spre dincolo, de Anca Damian și coproducția româno-italiană Șapte opere de milostenie.